Salut, eu sunt Kivi de la Transuman 44.ro, iar astăzi avem un nou episod de unboxing. De data aceasta avem în fața noastră marchiza de 180 de grade cu LED, doar că este o marchiză un pic mai specială, vedem imediat și de ce. Începem cu distrugerea ambalajului. Cu multă atenție și grație, desfacem ambalajul. Wow! Avem din nou două profile L care ne ajută la prinderea marchizei pe mașină, plus marchiza din dotare. Dacă pe unul dintre capetele ambalajului am găsit cele două profile L, pe celălalt capăt vom găsi săculețul cu accesoriile necesare montajului. Patru păpșoi de ancorare a marchizei, două cabluri de curent, de alimentare, o pungă cu șuruburi, cuiele de ancorare și cele patru plăcuțe pentru cele două profile L, două câte două vom folosi la fiecare profil. Noi vom trece peste acest pas cu montarea profilelor pentru că deja le avem montate sus. Voi desface și aceste L-uri pentru a vedea și a explica cum vin montate pe mașină. Vom avea nevoie de cele 8 șuruburi scurte care vin băgate frumos în acest lăcaș de pe șine. Două jos pentru prinderea din dreapta, încă două jos pentru prinderea din stânga. 4 total jos, 4 total sus. Iar pe L-urile care voi deja le-ați prins sus, frumos încercăm să nimerim toate cele patru găuri simultan și așa vine prins frumos pe L. L-ul vine prins de mașină cu aceste două plăcuțe unde vi se potrivește dumneavoastră mai bine. Stai, crăcânează un pic. Hai să-l dăm maxim în față. Marchiza este sus, deja putem să o desfacem. Tragem prelata frumos peste marchiză. Aceleași trei curelușe pe care le-am întâlnit la toate modelele. Cum desfacem marchiza de 180 de grade, care e soră cu cea de 270? Atenție foarte mare la prima demontare, pentru că s-ar putea să aveți surprize. Aici avem picioarele și continuăm. Desfacem 1-2 brațe care merg spre fața mașinii. După care desfacem cele două brațe care vin spre spatele mașinii și sper că vom încăpea fără să deschidem ușa de la garaj. Zi, Vlad! Exact cât avem nevoie. Iar în interior vom avea cele două întinzătoare. De data asta sunt două pentru că o desfacem în două părți diferite, spre deosebire de cea de 270. După cum v-am obișnuit, un capăt vine pe ultimul braț sau pe primul, iar celălalt îl ancorăm de mașină. Vom rămâne cu clichetul către marchiză. Bun. Și unde îl putem ancora? Perfect! La fel ne agățăm frumos de urechiușa din capăt și întindem până când acesta se întinde. Perfect! Tadam! Odată ce ne-am auzit numărul de clicuri necesar, putem spune că este întinsă. La fel ca și la marchizele 270 pe care vi le-am prezentat până acum, chiar dacă acest model este cu autosustinere, recomandăm utilizarea picioarelor reglabile pentru o stabilitate mai bună și o viață îndelungată a marchizei. În față avem picioarele montate, iar pe lateral, cele care erau să mă ucidă, le introducem frumos cu tija în sus până în gaură, după care extindem piciorul până când marchiza își lasă greutatea în picioare. Am întins marchiza, am fixat picioarele. Tot ce mai avem de făcut este să ne cuplăm la banda LED cu ajutorul cablurilor din săculețul de accesorii.
către o sursă de curent. A noastră este aici, către portbagaj. Conectăm și al doilea cablu, le băgăm în priză. Iar odată ce avem alimentare pe cablu, avem la fiecare becul albastru aprins. Apăsăm odată pe becul din mijloc, acel bec albastru se transformă în alb, deci le avem pornite. Facem același lucru și cu cea de-a doua lumină. Beculețul albastru s-a transformat în alb. Iar acum avem cele două întrerupătoare de unde putem regla căldura luminii. Dacă aprindem unul, este galben. Dacă îl aprindem pe celălalt, avem lumină albă. La fel și pe partea aceasta. Iar dacă le aprindem pe amândouă, avem lumină neutră. Cam atât despre marchiză. Pereții pe care îi puteți achiziționa opțional, și anume cei trei pereți exteriori, pentru un plus de intimitate sau umbră. Acești pereți, în forma lor incipientă, adică atunci când îi despachetați prima dată, vin despărțiți, vin individual, lucru care vă oferă posibilitatea să alegeți dacă vreți să vă îi puneți pe toți trei, dacă vreți doar unul sau doar doi. Dar ulterior puteți să îi sudați între ei cu acest fermoar. Cum ne dăm seama care unde vine montat? În primul rând, logo-ul Overlander să fie pe exterior obligatoriu. La acest perete îl vedem acolo jos. Acest perete, având marginea din stânga, cum privim de către mașină spre exterior, nu mai are fermoar. Asta înseamnă că este un perete exterior. Folosim frumos fermoarul. Îl montăm foarte rapid. Luăm cel de-al doilea perete. Acesta vedem că are fermoar pe ambele părți. Și ultimul, dar nu cel din urmă, perete. Nu sunt prea multe variante la acest perete. La fel de simplu, cu o mișcare fină de fermoar. Și am închis complet. Acum, odată unite, le putem lipi între ele, după cum vă spuneam, ca să ne fie tura următoare mult mai ușor să îl montăm. Bineînțeles, când suntem în natură, vă recomandăm să și ancorați pereții cu acele cuie din dotare, să vedem spațiul privat pe care ni l-am creat. Un alt detaliu după care vă puteți lua atunci când vă chinuiți să asamblați pereții, aveți aici etichete. Acesta este peretele 4, care vine prins în punctul 4, da? Unul lângă altul. La fel și la 3. La fel și la 2. Aveți peretele corespondent laturii pe care trebuie montat al marchizei. Aceasta a fost marchiza de 180 de grade cu LED, varianta aproape soră, identică cu cele de 270, model pe care noi recomandăm mașinilor mai scurte și mai ales celor care au un portbagaj care se ridică în sus și nu permite montarea unei marchize de 270 de grade. Eu am fost Chivi de la Transuman44.ro. Dacă ai întrebări legate de acest produs sau oricare alt produs de la Overlander sau cauți accesorii de off-road sau overlanding, ai secțiunea de comentarii sau ne găsești printr-un mesaj personal pe pagina de Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, oriunde ne găsești. Iar până data viitoare, nu uita like, share and subscribe!